La alegerile locale din 20 octombrie, în primul tur au fost aleși 518 primari în diferite localități, dintre care 191 de la Partidul Democrat, 124 de la Partidul Socialiștilor și 82 de la Blocul Acum. Despre aceasta arată rezultatele preliminare ale alegerilor prezentate luni de Comisia Electorală Centrală. Alți 26 de primari au fost aleși din partea PLDM, 13 din partea Partidului Șor, 10 din partea Partidului Nostru, 4 din partea Partidului Comuniștilor, 2 din partea Partidului Unității Naționale și câte unul din partea Partidului Liberal și Partidul Românesc. În 64 de localități au învins candidații independenți. În 20 de localități au candidat câte o singură persoană, astfel că a fost înregistrată o victorie de 100%. În celelalte 380 de localități va avea loc turul 2 al alegerilor, peste două săptămâni. Candidații PSRM au ajuns în turul 2 în 175 de localități, PDM 173, Blocul Acum 167, PLDM 44, Partidul Șor 38, Partidul Nostru 20, PCRM 16. În 84 de cazuri în turul 2 au ajuns candidați independenți. De asemenea, CEC a prezentat rezultatele în cele patru circumscripții uninominale după prelucrarea tuturor proceselor verbale. Astfel, în circumscripția electorală numărul 17, Nisporeni, pe primul loc s-a clasat democratul Ghenadie Verdeș, care a acumulat 13,4 mii de voturi. În circumscripția numărul 33, suburbiile Chișinăului, câștigător a devenit candidatul blocului Acum Vasile Năstase, 10,8 mii. În circumscripția numărul 48, Slobozia Tiraspol-Bender, câștigător a fost desemnat socialistul Vitalie Ieftodiev, 909. Iar în circumscripția numărul 50, Vest, victoria a fost obținută de candidata blocului Acum, Galina Sajin, 6,8 mii voturi.